Numai bine, prieten, Doamne ajută și sănătate! Astăzi am să vă povestesc despre un experiment care pe vremuri era în realitate practicat de toată lumea la zi cu mulți ani în urmă. Eu știu vreo 20-25 de ani. Oamenii puneau roșiile afară, nu le puneau în solarii, în sere. Acum eu am roșiile în, într-un solar mare, iubim roșiile și facem o producție destul de bună. De ce? Pentru că, no, datorită polorii atmosferice, no, ce vine din aer, purtat din aer și apoi ploile acide care cad, te muncești și la un moment dat te trezești cu ele mânate, negrite, carbonizate, uneori chiar în timpul rodirii. Roșiile sunt gogonele verzi, mari, și le vezi zici că s au dat cu benzină pe ele și le-a dat foc. anul acesta totuși am încercat o experiență într-o limbă aici de pământ bun, foarte bun, un pământ care a fost și gunoi de graj din el și a fost și compost, foarte mult compost. Aș vrea să, Stella, te rog să focalizezi un pic. Uitați și ce, ce e pe aici. E foarte bun solul. Aici e pământ amestecat cu gunoi de grea și mult compost, adică tot felul de resturi vegetale care au putrezit, au mai rămas și niște fân un pic pe la suprafață. Și am plantat niște roșii, este darul, dar roz, un soi bulgăresc de nădejde puternic și productiv. uitați la afară. Și am mai cules de aici o, vreo două o gogonele mari. Asta deja o coace. Uitați, mare aici coaptă o altă gogonă mare. Aici sunt încă două, uitați pe aici sunt mari, uitați câte gogonele, le-am lăsat mai mulți copii, Le -am, au plecat pe două, trei vârfuri aproape, uitați aici sus, roșii, tot și pe aici, uitați altele încep să crească, este deja la aproape 1,82 metri vârful acela are aproape de 2 metri și plin de gogonele. Sunt bucuros că merge. N-am stropit-o cu absolut nimic. Unii mai dau cu zeamă bordeleză, mai practică și alte tipuri de stropiri. Eu n-am stropit-o cu absolut nimic. Au o ud din când în când, are fân un pic pe jos, își ține adăpo și îi trebuie apă. Arată destul de bine, ceea ce mă bucură foarte mult. Deci... Se poate încerca și afară, Uh, să nu aibă, să aibă lumină, dar nu soare foarte, foarte puternic, să-și mai facă umbră un piculeț pe canicula aceea, mare, sunt în sud, ar trebui cultivată, zic eu, între porum mai înalți, niște porum care se crească ca cel de pe vremuri la 25 metri jumate, 3 metri, câteva cuiburi de porum, ceva roșii printre ele, iarăși câteva cuiburi de porum, pentru ca să nu aibă parte de caniculă de dimineața până seara, pentru că le arde la un moment dat, le distruge. Să-și facă și pământul, bineînțeles, foarte bun, sol acoperit, ar trebui cu un pic de, de fân pe jos ca să-și păstreze umiditatea ele bine și uite că se poate obține și o producție de roșii, am doar câteva fire aici, dar sunt încărcate, sunt mulțumit, sunt foarte mulțumit ele și nu am stat prea mult, nici nu le-am legat aracul asta de atâta greutate, uitați, l-am sprijinit pe, pe, pe structura aceasta metalică a căzut, pur și simplu s-a rupt foarte, foarte grele, deci fac o producție bună, am mai încercat anul trecut cu darul roz și a mers destul de bine. Am obținut o grămadă de, 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 de gogonele și apoi roși sau copt frumos, roșii mari. Deci funcționează și afară. Acum depinde și locul în care sunteți, să nu aibă curenți, mă rog, depinde și de ce de, de sus. Dacă îți plui foarte acid, de ce mai cade doar Dumnezeu mai știe cu suntem otrăviți și atmosfera de ce este plină, dar merită să încercați. Mi se pare un soi foarte productiv și a mers anul trecut și văd că merge și acum. Vi-l recomand. Dar rost să încercați afară cu dar câteva fire și sper să aveți o experiență reușită să vă fie de folos. Doamne ajuta!